La finele anului trecut, Ministerul Turismului anunța că România va participa în 2013 la 60 de târguri de turism, însă după 9 luni s-a constatat că țara noastră nu a fost cunoscută de străini decât în cadrul celor 24 de astfel de evenimente. Dacă vorbim despre promovarea României pe plan extern, aici intervine intervine bugetul României, așa, banii pe care se acordă pe bugetul României pentru promovarea acestor produse turistice pe care România le pune la dispoziția tu, turiștilor externe. Pentru toate cele 24 de evenimente turistice la care România a fost prezentă, Ministerul a alocat până în acest moment decât un milion și jumătate de lei. De, de regulă se face la marile târguri care se desfășoară în Europa și nu numai în Europa, iar noi, din nefericire, din lipsa banilor, mă rog, și altor probleme care sunt, nu se face această promovare. Statisticile, dar mai ales numărul redus de turiști, arată că țara noastră nu se bucură de succes nici pe plan național. La această oră, mijloacele de informare turistică le sunt multe de dorit. O noastră care s-a ținut la Pitești, Anad, Mutenia, Sud, și cu toți am constatat că acele materiale de promovare care ar trebui să fie, în hoteluri, în agenții de turism, la muzee și așa mai departe, lipsesc cu desăvârșire. Cu potențial, dar fără promovare, turismul românesc se află în declin, iar șansele de redresare nu se întrevăd. Și asta doar din cauza statului care nu investește timp și bani în acest domeniu.